și intrăm în disco time. Suntem în Back to 80s, 30 de ani în urmă, să cânte ABBA și mai ales să cânte Madonna. Pentru că like a virgin. Da, mă simt, ce? Asta e. Să mergem la discoteca, zic. Anii 80 erau anii exagerărilor instrumentare, de make-up și de hair. Așa îl percep eu. Le ducem în culoare și smokey eyes pe maro. Tipic, non-tipic, Laura. Așa că, maro. Ana e lângă mine, pentru că atât mi-e de neobișnuit să fac acest gen de machiaje, că dacă n-ar fi lângă mine, nu cred că ați avea ce să învățați. Vedeți vreo diferență? Stângul, dreptul? Ana, fac bine? Da, te urmăresc aici. Liner e viața mea, Serena. Și acum punem un liner. Subțire, fix la baza genelor. Într-o zi să mă machiez și pe mine. Mai punem ceva? Da, eu personal acum așez cumva foarte mult de linerul. Da? De ce? Da. N-am făcut bine, Ana? Nu, dar trebuie să fim cumva în tema noastră și atunci nu trebuie să avem o linie foarte grafică de liner, ca și cum am fi în anii 50, ci doar am estompat-o și puțin din maronul inițial, cel cu ușor să le fac, m-am aplicat peste, ca să estompul să vadă cu el. În anii 80, sprijinele se purtau neconturate, doar pe ea. Asta o să fac și eu. Ne periem puțin? Chiar puțin mai mult, să știi, că poți să le ridici un pic mai mult. Da? Exact. Niciodată nu-i gata pentru Ana. Să-și continua un pic mai cu comiță. E bine de ținomite că acest machiaj este pentru ieșit în oraș seara, niciodată ieșit pe stradă. Nu puneți atât de multă culoare niciodată cu orice nu se ieși. Da, eu să ies pe stradă azi, după acest video. Și acum taci în final, rujul, care este tot mac și este Doamne, ajută! Roșu. Eu așa și am o afară deja, se pare că sunt ok. Sunt în anii 80, facem un throwback cu 30 ceva de ani. O să cânte ABBA. Și să nu uităm de Madonna. Și acum că make-up-ul meu, 80's are back, e gata și mulțumesc, Ana, pentru filisaje și pentru sfaturi. Hai să vedem ce face cu părul și pentru că 80's e așa volum cu părul lunar, cu... aș putea să fac singurul cu ăsta, dar eu am zis că am nevoie de un hairstylist și pentru asta este Seba acum lângă mine. Seba este hairstylistul cu care azi finisăm un look din anii 80. Și ce părere ai? Cum se purtau femeile în anii 80? Ce-și făceau la păr? În anii 80, femeile adoptau foarte multe texturi naturale cu aspecte cât mai dramatice, mult volum, bucrele acelea. Eu așa? Pauleu? Aproape, m-am făcut. Era mai deja white. Da. Deci, o să începem în omul la părul, după care o să vedem ce facem că să ajungem pe calaia. Rar! Ia omul la părul. Că nu are volum și acum am luat câteva șuvițe de umbra de față și apoi o să vedeți. Așa arată părul meu, complet ondulat. Cum mi se pare, n-a fost așa cred niciodată. Arată bine. Îți place Seba? Da. Și acum o să tapăm. Îl tapăm? Îl tapăm, da.
Lucrul ATC e gata. Se face pe VF și? Se și chiar foarte bine, da. Am volum? Am volum, da. Wow. Așa aspectul de revoică. Exact. Back to it. Și acum trebuie să ne schimbăm. Mulțumesc, Eva. Vă spăcerea.